Sute de copii, părinți și bunici au luat cu asalt muzeul satului Vâlcean. La târgul copilăriei, cei mici au avut parte de o mulțime de surprize. Jocuri, ateliere de creație, spectacol de magie, concursuri și mascote din desenele animate i-au încântat atât pe copii cât și pe părinți. Curăm la zi de sărbătoare să petrecem cu cei mici, să le spunem cu toții la mulți ani de ziua lor. Avem o mulțime de evenimente frumoase, avem micul magician, avem școala populară de artă cu moment de coreografie, de dans, avem liceul de artă, avem teatru Anton Pan. Noi suntem organizatori Centrul Creației împreună cu toate instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean, cu Teatrul Anton Pan, cu Biblioteca Județeană Antimi Vireanu, Muzeul Județean. Iată, suntem într-un cadru minunat aici la Muzeul Satului Bujoreni. Așadar, o zi superbă. Dumnezeu ține cu noi, ne iubește, vedeți că este frumos. Copiii sunt în număr foarte mare, chiar neașteptat. Așadar, va fi o zi plină de bucurie și de surprize pentru cei mici. Ce le urați copiilor astăzi? Ce să le spunem? La mulți ani, să fie sănătos, să crească mari și frumoși și pe ei ne bazăm, pentru că nu, copiii întotdeauna reprezintă viitorul nostru. La mulți ani, dragi copii! Ați venit la Muzeul Satului, copii? Da. Cum vă simțiți aici? Cum vi se pare? Foarte frumos. E verde, aer curat, multe ateliere, copiii se simt bine, se distrează, chiar suntem încântați de eveniment și cum a fost organizat. Cu ce te joci? Cu abrățări. Știi ce zi este astăzi? Da, este 1 iunie, ziua copilului. Ai primit vreun cadou? Încă nu. Ce desenezi aici? Pe mine. Ce zi astăzi, știi? Ziua copilului. Și cu cine ai venit aici? Am venit cu mama, cu tata și cu fratele meu. Vreau să vizitez Spider-Man. Îți place să colorezi? Da, și mă pasionează. Îmi plac filmele Spider-Man. Știi ce zi este astăzi? 1 iunie? Ce înseamnă? Ziua copilului. Super. Ai primit vreun cadou? Da. Ce anume? O lanternă. Cu cine ai venit aici? Cu mami și cu tată. Și la grădina zoologică din municipiu, cei mici au avut parte de surprize, ziua începând cu spectacolul de teatru de păpuși, Greierașul Cântăreț. Când o romanță uitată? Ei, ce e asta? Cine a strigat? Spune-ți, cine m-a deranjat? Hei, copii, ce v-a venit? N-am dormit decât un pic. Ah, tu erai? Am eu act de chitară asta. Pentru ce ați venit astăzi la grădina zoologică? Păi, normal, e ziua copiilor. Și e foarte fericit, vrea de mult să vină. A primit vreo jucărie, ceva? Nu a primit. Urmează, încă e prea de dimineață. Urmează. Să-mi distrez nepoții. Având o zi liberă, a trebuit. Profit de o ocazie. Am și doi nepoții, un nepoțel de un an și o lună și cea mică face 7 ani. O ia la școală, grupa 0. Și a vrut să meargă cu bunici în parc. Din parc a venit la grădina zoologică, să vizităm animalele, dăm în leagăne, la o prăjiturică, la un suc. Nicu e de ziua copilor. Și ce ai primit aici? Aparat de baloane. Și îți place? Da. Îți place aici la zoo? Da. Ce animale ai văzut? Stut. Și acum te vei uita la teatru? E o piesă de teatru acolo. Da.